Noi vineri emitem decizii de detragere a remuneraților profesorilor de la asta înseamnă întotdeauna. Și asta înseamnă că încă peste o săptămână, săptămâna ceilalți o să iasă următor oficial. Asta înseamnă că rămas în stare în timp ca voi să aveți timp să faceți niște pași care să liniștească cu totul situația. Fiind, în cazul în care voi decideți să vă retrageți din instanție, în cazul în care dumneavoastră decideți să vă retrageți din instanție la societatea noastră și la rugămintea noastră și noi prima dată vă fac acest lucru, atunci toată lumea o să aibă câștigat. Îngerii toți o să fie în câștig. În cazul în care dumneavoastră decideți să rămâneți în instanță, din vari principii sau interese sau indiferent de care motive. Eu, părerea mea personală este că câștigător va fi bun, da? Și acela de ce să nu se fie bun. A, situația este așa cum este. Spuneți, domnule, nu știu. Este neclar, cum se întâmplă cu mine. La solicitare, ce înseamnă economici, face fi exercită presiunea asupra dreptului de autor. Noi nu exercităm presiunea asupra dreptului de autor. Noi oferim dreptului de autor un mecanism funcțional. Unde? Prin nou proiect de lege. Cum că? El este deja publicat și până la noi o să fie trecut prin Parlament. Asta va fi planul acum în moment? Acum la moment, eu personal îmi asum responsabilitatea. Nu există niciun document prin care cineva să fie dat indicații. Eu îmi asum responsabilitatea ca și directorul general al acestei instituții și o să emitem această decizie. O precizare, cum spuneți. Da. La moment, noi suntem judiciul cu o instanță. Și cu două șanse de scrisori de comisie, despre ce este scrisori de comisie cunoaște. Încă nu este, dar este intenție. Intenția rămâne intenție. Să rămână intenție. Cazul în care ea rămâne intenție, noi nu avem probleme în aceste două șanse. Nu, nu, înțeleg. Comisia reacționează la fiecare intenție, fiind fotografi de noi care intenționează să acționeze și unicată scris și ce referă. Domnul... Nu vor să termină aliabă. Eu înțeleg care este în numele dumneavoastră. Am dat ce se duce. Noi o să comentăm. Domnul Verde, să-mi scrie care vă leva. Da, noi să comentăm. Dumneavoastră o să vedeți. În cazul în care o să solicitați fondare, documente, noi tot o să prezentăm. Haideți să presupunem că până acolo nu o să ajungem. Dar în cazul în care noi acolo o să ajungem, noi totul o să prezentăm. Adică dacă mai retrage cererea, ședință devine nasfie. Nasfie. Dacă nu retrageți, ședința o să fie. Și, respectiv, mai este o șansă până când noi... Dar noi trebuie să aducem cerere de retragere. Și nu vreau ridicați, da? Și cumva noi trebuie să ne asigurăm că cele 26 de scrisori care este la nivel de intenție, ele nu o să fie dat curs în instanță. Eu, de exemplu, scuzați-mă de expresie, dar eu asta recepționez ca o somație directă. De ce somație? Eu ce am, cu ce v-am somat? Nu e somați prin ce, că dacă noi nu procedăm așa cum vreți, ne retrage să aviz. Nu, e absolut invers informația. Informația este, eu am pornit de la ce, că noi retragem vineri avizul. Eu de la asta am pornit. Și baza? Și baza o să argumentăm. Da, până acum, eu am înțeles că până acum toate argumentele au fost aduse către aceia că noi să retragem cererea. Eu nu v-am încercat să vă conving și nu v-am încercat să vă spun ce se va întâmpla sau nu se va întâmpla. Eu încă o dată repet, noi vine, luăm decizia de retragere și mie mi s-a părut corect și sincer că dumneavoastră asta să știți.